Survivor al Stars, 5 martie. Ana Pal și Oana Ciocan sunt noile concurente ale sezonului suprem. Cum a reacționat Andrei Ciobanu când s-a întâlnit cu fosta lui adversară, domnul Dan a făcut un anunț total neașteptat. Două concurente se vor alătura celui mai puternic show de supraviețuire, vă plac surprizele. Unii pleacă, alții vin. Iată cine sunt noi concurenți Survivor al Stars, a spus domnul Dan înainte de a începe proba. Astfel, noi concurenți Survivor al Stars sunt Ana Pal pentru echipa Faimoșilor și Oana Ciocan pentru echipa Războinicilor. Ana Pal, ce caută Andrei în echipa Faimoșilor? Ce să zic? Acum că suntem împreună, trebuie să îngropăm să curea războiului. Ana Pal provine dintr-o familie numeroasă, cu opt frați, dintre care doi cu handicap, care sunt întreținuți de tatăl lor, un tractorist și mama lor, casnică. Situația este cu atât mai dificilă având în vedere că unul dintre frați, Florin, suferă de probleme grave de sănătate, inclusiv o tumoră pe creier și lipsă de un rimic, faimoasa luptătoare a dezvăluit cu durere în suflet că toate galele de MMA în care era implicată au fost suspendate pe perioada pandemiei de COVID-19. Iar serviciile pe care le presta, precum spălatul vaselor la restaurante sau curățenia, au dispărut, lăsând-o fără nicio sursă de venit, cu lacrimi în ochi, Ana mărturise în acele clipe că se simțea disperată și neajutorată. Neștiind cum să-și întrețină familia în această perioadă dificilă, când veniturile lipseau cu desăvârșire, luptătoarea de meme a fost greu încercată de-a lungul vieții. În plus, la un an de când a devenit majoră, ea a rămas însărcinată fără ca bebelușul să fie planificat. Are un copil, se numește Ștefan, are șase ani și locuiește în Bacău. Momentan locuiește cu fratele Anei, Pavel, și cu sora lor mai mică, în vârstă de 17 ani. Din câte știu eu, a avut o copilărie foarte grea, face parte dintr-o familie de 8 frați, de la 25 de kilometri de Bacău. A devenit mamă la 19 ani, din întâmplare.